în legătură directă cu noi se află Maftei Vulpoiu, este pensionar miner. Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezență. Să rămână, bună ziua și salut pe toți telespectatorii dumneavoastră și cei din platou. Vă rog să ne spuneți care sunt problemele cu care dumneavoastră vă confruntați după ce a avut loc această recalculare a pensiilor. Doamnă, deci cei din grupele speciale de muncă au pensiile diminuate între 20 și 40%. Eu, de exemplu, am lucrat 28 de ani în mină, fost șef de brigadă în complex mecanizat vreo 17 ani. Toți cei care au lucrat în grupele speciale de muncă au cel puțin două boli profesionale care nu vorbește nimeni de așa ceva, deci care au lucrat la front. Speranța de viață în Valea Jiului e între cel mult 62 de ani, dar care trece de 62 e un chin pentru ani care îi mai duce în continuare. Și domnii de la guvernare o să organizeze să facă o lege care să rezolve inechitățile din legea pensiilor. De ce ori zis? Luăm de la unii și dăm la alții. Pe timpul lui Ceaușescu nu a avut curaj să se lege de pensiile celor care au lucrat în grupele de muncă, că nu mă refer numai la grupele speciale, mă refer și în grupa întâi, grupa a doua, că sunt oameni care au lucrat din greu, nu numai minerii. Dar acum văd că domnii guvernați au gândit să facă o altă lege a pensiilor și să diminueze pensiile. În primul rând, prin Constituție, pe noua lege a pensiilor trebuie să pună în aplicare pentru viitorii pensionari. Nici de cum cei care sunt pensionari acum. Deci nu se mai respectă Constituția. Bun. Înainte de a vă întreba ce demersuri urmează să faceți, spuneați dumneavoastră că v-au scăzut aceste pensii. Am văzut explicațiile venite din partea Ministerului Muncii, din partea guvernanților, referitoare la faptul că, oricum, cei care au pensiile scăzute vor primi quantumul mai mare. Întrebarea este cum vă afectează totuși această scădere a pensiilor, chiar dacă rămâneți cu pensia în plată la acel quantum mai ridicat. Doamnă, ce spune Ministerul Muncii, fără nicio jignire, că eu, doamnă, și nu vreau să o jignesc, nici nu știe ce vorbește. Cum adică mie vine a doua decizie cu pensia diminuată între 20 și 40% la cei care l-au venit din grupele speciale de muncă? Și eu sunt sigur pe ce spune doamna ministru, că vorbește numai aberații, 80% din tot ce vorbește. Și la următoarea formare, la următorul guvern din 2025 care se va forma, care face majoritate, de unde știu eu că nu-mi pune în aplicare ultima decizie? Și pe chestia cu... Păi eu pierd, mie în viață să zic că nu se pune în aplicare ultima decizie, rămâne cea din plată. Păi eu nu mai beneficiez de nicio mărire, cel puțin 4-5 ani, că vrea domnul Ciolacu și cu doamna ministră de la Ministerul Muncii și nu mai știu eu cine, care nu ori făcut noua lege fără specialiști, fără juriști care să țină cont de clasele sociale, fiecare unde ori lucrat. Aici nu s-a mai ținut cont de nimic. Bun. Trebuie să țină cont de clasele sociale, fiecare unde lucra și ce a făcut în viața asta. Unul are o pensie mai mică, unul are o pensie mai mare, încă greșeli s-au făcut mai din urmă, că omul n-a beneficiat de toate drepturile când a ieșit la pensie. Nu s-a pus niciun spor când a ieșit la pensie, s-a luat numai din salariu, numai din salariu net. Nu ți-a luat din salariul brut ca să beneficiezi de toate sporurile de care ți s-a cuvenit în timpul activității când ai lucrat.
Deci sunt niște aberații și bate joc de noi, doamnă. Nu numai de ce, eu repet, eu nu mă plâng acum, dar bate joc de pensionari. Nimeni, niciun guvern perindat la putere nu și-a permis până acum nici pe timpul comuniștilor să diminueze pensiile minerilor. Domnule Mascăi Vulpoiu. Că nu s-a mai făcut cu inflația, că nu a ieșit nimeni să facă scandal. Asta a fost. Dar acum e o aberație, e ceva, nici nu știu cum să mă exprim față de noastră, că sunt pe un post de televiziune și vreau să... Bun. Domnule Maftei Vulpoiu, spuneați că se încalcă Constituția, în opinia dumneavoastră, desigur. Întrebarea este dacă veți sesiza Curtea Constituțională, care este următorul pas, dacă vă îndreptați în instanță, având în vedere faptul că vă considerați nedreptățiți. Doamnă, s-a sesizat avocatul poporului, văd că până acum nu a ieșit public să vorbească nimic. Noi ne-am gândit inclusiv să intrăm în greva foamei, dar cei din grupele de muncă care am lucrat în grupele speciale avem cel puțin două boli profesionale. Noi dacă mai intrăm și greva foamei, cred că nu știu dacă ne prinde o lună, două. Până să gândesc domnii guvernanți să rezolve problemele, poate alții pune flori peste noi, știți la ce mă refer. O să sesizăm și Curtea Constituțională, o să ne angajăm avocați, o să dăm în judecată. Păi eu vreau să-l întreb o întrebare pentru domnul Ciolacu și domnul Budăi, că ei sunt inițiatorii acestei legi. Doamna ministru a muncii e micuță față de ei. Domnul Budăi, îi pun o întrebare simplă. De ce nu a aplicat legea 127 care rezolva toate inechitățile? Și nu se mărea punctajul mediu. Spuneți că ați făcut această sesizare la... 27, din 2020 se aplica VPR-ul și erau în 2020 era VPR-ul atunci calculat la 81 și nu erau scoate grupele speciale, grupele de muncă și nici nu era diminuat ca acum. Nu luat din punctajul mediu, doamnă, care noi ăla am contribuit între 8 și 10% în fiecare lună pe punctele asimilate. Spuneați că ați făcut o sesizare la avocatul poporului? Doamnă, ce înseamnă să-ți ia 13 ani din vechime? Alea sunt puncte asimilate care sunt contributive. Deci la un an ne dădeau un an jumate cei care au lucrat în mineric, la asta mă refer. 13 ani diminuați. Scrie acolo necontributiv. Păi nu-i constituțional? Ei sunt ce-o s-or gândi? Când noi intrăm la guvernare, nu mai pune legea 127 făcută de Dragnea, că Dragnea n-a fost bun. Vă spun eu, Dragnea a fost unul dintre cei mai buni președinți de partid care au fost la guvernare și a ținut cont de clasa săracă și cea mijlocie. Eu nu-i fac campanie electorală lui domnul Dragnea. Nici nu mai este cazul. Dar să știți că e singurul care a ținut cont de clasa săracă și cea mijlocie, doamnă. Bun. Urmează să faceți proteste. Legea 127 în aplicare în 2021 nu mai era nicio problemă. Ultima întrebare, domnule Maftei. Doamnă, dacă îmi dați voie să vorbesc, vă rog frumos. Deci ne-a luat 10% la sănătate în 2021, neconstituțional, în 2022 ne-a dat înapoi și ne-a impozitat de două ori, dar mai luat toată impozit pe ei. Cine răspunde de chestia asta? Domnul Ciolacu, care el a fost inițiatorul. E interesant să vedem ce se va întâmpla, pentru că este o discuție în aceste momente în desfășurare la Palatul Victoria între premierul României și o parte dintre persoanele vulnerabile care de asemenea sunt nemulțumite de această recalculare a pensiei. Ultima întrebare și un răspuns pe scurt, vă rog frumos, veți face proteste în cazul în care vedem că această sesizare făcută la avocatul poporului deocamdată nu dă rezultate? Bineînțeles. Când și cum? Încă nu ar stabil. Acum eram într-o ședință când m-a sunat dumneavoastră, era într-o adunare a noastră a pensionarilor aici în Petroșani.
cu reprezentanții asociațiilor pensionarilor și o să luăm o decizie și o să facem un protest de amploare, nu numai minerii. Și ăla care îl ducem în brațe, copilul care îl ducem maică-sa în brațe și pe ăla o să-l luăm cu noi. Înțelegeți? Că și ăla nu are ce mânca dacă eu nu am bani să-i dau să-i cumpăr o... De ce are nevoie un copil mic? Bun. Sau un copil care e la școală, care e la grădiniță, care e în facultate, că avem familii de întreținut, doamnă.